Cu excepția unui cerc, toate figurile bidimensionale, precum triunghiurile și hexagonele, au vârfuri. Figurile tridimensionale au fețe, muchii și vârfuri. E important să cunoști cum să măsori unghiurile. Unghiurile se măsoară în grade. Pe o dreaptă, un punct determină două semidrepte opuse care formează un unghi alungit ce măsoară 180 de grade. Unghiurile din jurul unui punct au în total 360 de grade. Sunt 360 de grade într-o rotație completă sau într-un cerc. Skaterii își descriu mișcările folosind unghiuri. Poți să te gândești la câteva exemple? Există mai multe tipuri de unghiuri. Ascuțit, obtuz, reflex și unghi drept. Aceste tipuri de unghiuri ne ajută să estimăm măsura unui unghi. Cum putem măsura unghiurile unor figuri geometrice, precum triunghiuri sau hexagoane? O variantă ar fi folosirea raportorului, dar corectitudinea măsurătorii depinde de tipul de raportor utilizat. O măsurare mai precisă se bazează pe utilizarea noțiunilor de geometrie, de aceea este foarte important să cunoaștem proprietăți referitoare la unghiurile interioare ale poligoanelor regulate. În orice fel de triunghi, unghiurile interioare măsoară împreună 180 de grade. Patru laterele, precum pătratele și trapezele, au patru laturi unghiurile interioare ale unui patrulater măsoară împreună 360 de grade. Într-un pentagon, unghiurile interne însumează 540 de grade și într-un hexagon 720 de grade. Se desprinde un tipar. Poți determina care este suma măsurilor unghiurilor unui poligon care are 9 laturi? Tiparul dă naștere formulei care calculează suma măsurilor unghiurilor interioare ale unui poligon regulat. Această formulă provine de la împărțirea poligonului în triunghiuri folosind diagonalele. Știm că unghiurile unui triunghi măsoară împreună 180 de grade, deci trebuie doar să înmulțim cu numărul de laturi minus 2. Două unghiuri cu același vârf se numesc opuse la vârf dacă laturile unuia sunt în prelungirea laturilor celuilalt, adică sunt semidrepte opuse. O secantă este o dreaptă care intersectează două drepte paralele. Două drepte paralele formează cu o secantă unghiuri corespondente în punctele în care ea intersectează cele două drepte. Unghiurile fiind de aceeași parte a secantei, doar un unghi fiind situat între paralele. Unghiurile alterne sunt situate de o parte și de alta a secantei. Unghiurile interne de aceeași parte a secantei sunt unghiurile dintre cele două paralele aflate pe aceeași parte a acesteia. Două unghiuri sunt suplementare dacă suma a măsurilor lor este egală cu 180 de grade. Poți da exemple din jurul tău în care identifici unghiuri opuse la vârf sau unghiuri corespondente? Pentru alte tutoriale educative, nu uita să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să dai click pe clopoțel.